Salutare tuturor, eu sunt Rafael și bine v-am regăsit la un nou episod, la un nou videoclip, un nou joculeț. De data aceasta jucăm Turmoil, nici nu știu cum se pronunță, Turmoil, habar n-am. Dar înainte să începem, aș aprecia dacă ți-a apăsat butonul de like, să strângem și noi cât mai multe. Nu prea am mai făcut în ultima vreme joculețe, să le zic așa, între ghilimele, pentru că am foarte multe pe Steam, care le-am cumpărat special ca să fac măcar un episod și să vi le arăt, dar pur și simplu mi-e lene, dacă vine să credeți, mi-e lene să filmez ceva nou și mai degrabă filmez o serie care deja am mai filmat-o. Dar eu zic că din când în când mai merge și câte un joculeț, vreau să vă mai arăt jocuri care eu le-am jucat și mi-au plăcut. De exemplu acest joc, Turmoil, am 5 ore în el și pentru un joc de genul acesta, credeți-mă că 5 ore înseamnă destul de mult. Este un early access, deci jocul nu e complet, asta e partea nașpa, dar da, vreau să apreciez că, nici nu mai știu, nu mai țin minte când am uploadat episodul de Bully pe la jumătatea seriei, atunci m-am tuns. Deci de atunci până acum n-am învățat cum să-mi fac freza când am părul mare. De fiecare dată când îmi creștea părul, bă, nu mai îmi stătea. Ei bine, de astăzi, ia uitați, oh my god, îmi stă părul. Deci asta e foarte e mai important decât episodul în sine. Dacă mie îmi stă părul și nu m-am tuns, dar oricum trebuie să mă tund, hai să dăm drumul. Știu că asta vă interesa pe toți dacă îmi stă bine și când ați dat play la video și ați văzut că îmi stă părul, ați fost, doamne, incredibil. Nu cred că de frumos e băiatul acesta. Bun, deci partea proastă la jocul ăsta e că nu ai mai multe salvări. E fucking retarded, dar trebuie să începem un nou joc. Ia, single game. Oh, poți face și asta. Vreau un nou campaign. Da, asta e delete. Mă rog, am terminat jocul, asta e chestia, dar hai să o luăm de la capăt. Deci, îți alegi un caracter. N-are absolut nicio legătură ce caracter îți alegi, nu ne pasă ce zici. Ok, trebuie să dau jocul mai încet, asta e clar. Cred că așa. Ce ziceți, este bine așa? Nici nu știu dacă e bine sau nu, asta e. Bun, deci haideți să vă explic eu rapid, foarte rapid, care e joc, cum se treaba cu jocul ăsta. Nu trebuie să citim absolut nimic și fiți atenți. Deci, tot ce trebuie să faci în jocul ăsta este că tu trebuie să colectezi petrol. Și avem aici Town Hall, da? La Town Hall, de fapt nu, prima dată facem tutorialul, ne ducem cu vagonul pe teren și începem skip tutorial. Deci nu ne interesează tutorialul. Hai să nu-l facem, pentru că oricum știu eu cum să joc. Explic imediat, deci, sunt gata, ăsta este terenul, da? Ok, stai puțin, așa, ăștia sunt ceilalți, celelalte caractere, bun, și ne alegem un teren, e pana mea, stai, ce? Ok, stai mă puțin, stai așa mă, boss, ok, așa e la început. De obicei pariez pe un teren, o să vedeți. Dar pentru că asta e prima jumecherie, ok. Nu ne pune să pariem pe niciun teren. Bun, deci fiți atenți. În pământ e petrol. Ce trebuie să facem noi este că trebuie să punem pompe de astea de petrol sau habar n-am cum se numesc și să colectăm tot petrolul. Credeți-mă că e un joc foarte amuzant cu care o să vă pierdeți câteva ore. Deci e chiar amuzant. Prima dată nu prea știi cum să găsești bălțile de petrol în pământ și îl pui pe ăsta să se plimbe cu bățul. Ce îmi place la jocul acesta este că la final, după câteva luni, vedeți până în martie și noi suntem în ianuarie, faci profit, da, trebuie să faci profit și din profitul ăla faci upgrade-uri, de exemplu, ăsta să găsească mai repede petrolul. În momentul în care a găsit petrolul, pui o pompă de asta de petrol și cu pompa de petrol trebuie să te duci cât mai jos. Ideea e că nu prea știi unde să te duci, că nu știi unde e pompa, dar cu siguranță e în jos, deci de unde ne face el semn, da? Ne ia bani și noi acum ne ducem cât mai jos în pământ ca să găsim balta aia de petrol. Ideal ar fi să o găsești într-o singură încercare, pentru că vedeți, eu am deja două țevi, dacă luam cu o țeavă mergea mult mai repede, dar acum colectează petrol. Foarte bine. Ne punem unde ăsta un călăreț de ăsta, dați-mi o secundă să-mi pun și eu un prosop sub mână, pentru că îmi transpiră rău de tot mâna. Ok, acum colectează petrol și îl avem pe fraierul ăsta care el strânge petrolul. Poți să-ți faci oda asta ca să pună petrolul în ea și apoi colectează la loc. Sau poți să-ți mai pui unul, colectează și el, deci sunt doi acum,
și te duci și vinzi petrolul. Vedeți că prețul se schimbă. Chestia asta este făcută să îți strângi petrolul și să-l vinzi când prețul este cât mai mare. Deci tu acum primești undeva la 0,70, nu știu pe cât petrol, cred că, nu știu să vă spun exact, dar pe noi ne interesează să-l vindem cât mai scump, nu? Și o să așteptăm, eventual, putem să mai punem un dăsta. Și acum vedeți, nu avem bani, asta e problema. Trebuie să vindem petrolul ca să facem bani. Când îl vinzi, faci banii ăștia aici și poți să-ți cumperi mai departe chestii. Problema e că prețul e foarte mic și nu prea avem ce să facem. Dacă avem nevoie foarte mare de bani, dăm la bancă și putem să împrumutăm. E amuzant că poți să împrumuți bani infinit, dar la final o să ieși pe minus. Asta e chestia. Deci nu trebuie să împrumuți. Oh my god, last month. Ok, deci pare că e ultima lună, pentru că ăsta e tutorialul, totul merge foarte repede. Nu știu cât de bine e că am... Vedeți, eu am cam pierdut timpul pentru că am stat să vă explic vouă cum... Până pe 31, e bine. Am cam pierdut timpul pentru că am stat să vă explic vouă cum se joacă, da? Cum joci jocul. Dar în prima rundă, să-i spun așa, durează foarte puțin, durează câteva luni. O să vedeți mai încolo, durează pur și simplu din ianuarie până în decembrie. Un an întreg. Asta e petrolul dintr-o pompă. Când ajungi aici, ai gen 5-6 secunde până când dă pe afară. Dacă dă pe afară, o să-ți bagi o taxă și o să plătești. Uitați-vă, acum e prețul foarte bun, nu știu ceva. Oh my god. Și ăsta este jocul. Mie nu mi se pare destul de amuzant. La final îți arată toate bălțile de petrol. Vedeți, erau destul de multe. Puteam să facem mulți bani dacă ne grăbeam. Dar e ok, am făcut profit 1400 dacă nu mă înșel. Da, am făcut profit prea mult având în vedere că ne costă 2000 să începi toată chestia. Howdy, my name is Fred. O să apară câțiva tipi, o să vedeți, care ăștia îți fac upgrade-uri. Deci te ajută cu upgrade-urile. Da? Acum, chestia e că eu deja am terminat jocul și stați puțin să mă gândesc care e cel mai profitabil update. Upgrade. Și asta e bună. Mi-ar plăcea să strângem 20.000. Hai să lăsăm așa. Acum ne ducem în Town Hall și pariem pe un teren. Eu pariez $1000 pe că terenul ăsta o să facă foarte mult gold. Nici eu nu prea înțeleg care e faza cu pariatul, nu prea are sens. Dar mă rog, trebuie să pariez și după ce pariez, mai deci plătește 1000 că pariez și încă 2000 ca să pleci în micuța ta excursie. Acum au apărut două companii. Sunt două companii, da? O să vedeți imediat despre ce este vorba. Hai să îi lăsăm pe băieți să caute. Companii, prețurile variază, deci o să, la un moment dat o să vindem petrol aici, după aceea nu mai convine prețul și vindem aici. O să avem upgrade-uri, să-i facem pe ăștia să găsească mai repede și să se miște mai repede. Și tot ce trebuie să facem noi e să găsim, să luăm cât mai mult petrol în timp cât mai scurt. Și să nu dea pe afară. Ia uite-l că a găsit. Fac. Hai să ne ducem cam jumătate. Ok. Punem și aia acolo, dar o lăsăm așa. Momentan. Și putem să facem în felul următor. Vedeți? Unu pune aici și unul se duce și vinde. E destul de logică chestia asta. O să vedeți că o să ne upgradăm și țevile, o să facă mult mai repede petrol. Aici e chestia că nu prea știu unde e. Era chiar aici, cred că trec cu pompa prin. Stop. Mamă, câta balta asta e. Câta balta. Ok, păi mai spawnăm unul și punem doi. Vedeți, partea proastă e că nu-i poți organiza. Gen, eu voiam ăsta să continue aici și ăsta să vând, dar mă rog. Deci, e chestia în felul următor. Uite, vezi, nu ne mai place, aici e preț mic, aici e mai mare. Deci, lucrurile funcționează în felul următor. Avem 3 oameni care muncesc și 2 se duc și vând și unul colectează și pune aici, da? Perfect. Problema e că ar trebui să upgradez eu
pompa, să-i spun așa, da, pentru că încarcă prea greu, dar nu am upgrade-ul ăla la pompă. În momentul în care l-ai, dai click pe tâmpenia asta, pe pompă, și se upgradează, suge mai mult, să-i spunem așa. Și, da, eu chiar vă recomand jocul ăsta, e foarte amuzant. Mie unul îmi place, nu știu de ce, mie unul mi-a plăcut foarte tare jocul ăsta. V-am spus, m-am jucat 5 ore, imaginați-vă, 5 ore pentru un joc ăsta, ok, e destul de mult. Destul de mult, uite ce preț bun au ăștia aici, e perfect. Hai că ne mai trebuie unul și punem 3. Am primit și un mail. Ok. Da, sunt foarte fericit că îmi stă părul. Hai să vedem. Ce vreau să mai zic eu ceva în videoclipul ăsta, dar am uitat. Da, nu mai contează. da. Mi-am pus... chiar dacă nu are legătură cu videoclipul, mi-am pus plase de alea la geam, pentru că v-am spus că mi-intrau gândaci în cameră dacă țineam ușa deschisă, și acum e nu știu cât e, mă, 3 dimineața și, doamne, e așa răcoare în cameră, e perfect. Deci nu aveți idee. Videoclipurile care le-ați văzut ieri, deci, efectiv, eram ca în saună. Voi nu vedeați, dar eu pur și... deci eram pleașcă după ce terminam de filmat. Pentru că am lămpile astea aici care fac căldură, calculatorul care face căldură. Și când țin ușile închise, domnule, îți face o căldură de n-ai pomenit așa ceva. Și e destul de nașpa să filmezi pe căldura aia, și că fac saună. Putem să mai punem încă un fraier de ăsta. Să vedem dacă mai găsește vreo pompă. Hai mă, găsești sau nu? Acum lucrurile merg perfect. Trebuia să fac upgrade-ul ăla. Îmi pare rău că nu l-am făcut. Ia uite, 1, 2, 3. Ia uite ce preț au ăștia. Deci, ne trebuia pompa aia care suge mai mult. Ca să... da, să ridice mai... să ia mai mult petrol. Ok. Vedeți, unele sunt foarte jos. Chiar nu știm cât de jos. Da, uite, hai că am găsit... 1, 4. Nu are rost. Eu la ultimele, când aveam foarte mulți bani, doamne, puneam câte 16 de ăștia. Deci n-aveți idee cât de repede suge din petrol când upgradezi pompele. Mamă, uitați-vă și 28. E rip-off. Chestia e că nici nu prea poți să dai speed up. Cred că jocul ăsta ar fi avut nevoie de opțiunea de speed up. Pur și simplu totul se miște mai repede, pentru că la momentul ăsta nu prea am ce să fac. Mai punem pe încă unul să caute, dar trebuie să-i facem un upgrade, să găsească, da, minele de petrol sau nu știu cum se numesc, adânci. Cele adânci ăsta nu prea știe să le găsească, da? Dar o să... nu știu dacă în episodul acesta, nu cred că avem timp, o să mai joc încă una după asta. Dar e cea mai tare, deci ultimul upgrade. E, nu știu, cu X-ray mi se pare că se numește, și sparge tot pământul care îl vedeți. Pur și simplu găsești instant tot petrolul. Eu nu știu de ce filmez în 60 de frame-uri, pentru că văd că jocul ăsta are doar 30. Deci să știu să randez în 30 de frame-uri. Și episodul de ieri cu Jurassic Park... ia uite unde a găsit el. Nu merge să pun aici, da, dar pot pune aici și pot să fac așa. Episodul de ieri cu Jurassic Park mi-au dat aia copyright pe muzică. Mă rog, nu ei, mi se dă automat când recunoaște YouTube-ul. Și am încercat să scot copyright-ul, da, de pe muzică, și frate, n-am reușit. Mi-a dat eroare, ceea ce e destul de ciudat. Și practic n-am mai făcut niciun bănuț de pe urma acelui videoclip. Adică n-am mai câștigat vreo $3 de pe urma videoului, știi? Dar chiar dacă nu câștig o sumă foarte mare de pe urma videoclipului, mă stresează așa. Adică ce naiba îmi dă mie copyright? Și melodia s-a auzit foarte puțin și foarte încet, asta e chestia. Și n-ai ce să le faci, sunt ăștia de la YouTube, na. 1, 2, 3, 4. Vedeți? Deci pur și simplu ultima lună. Asta e chestia, bă, frate, dă-mi un speed up, că durează deja prea mult. Jocul acesta nu e unul cu care să faci serie, știi, dar pur și simplu am vrut să vi-l arăt, că poate o să vreți să vă jucați și voi. Bă, că deja am filmat 15 minute, deci nu cred că mai are rost să jucăm încă una.
Deci în ultima lună până pe 13. Hai să mai punem 2. Să-i punem pe toți să culeagă petrolul, pentru că văd că ne-a mai rămas aici ceva. Se mișcă foarte greu ăștia, doamne, când le pui upgrade, să vedeți ce viteză prind. Ia uite. Mamă, cât de mare era asta, uitați-vă și voi. Oh my god. Profit 6000, e destul de bine profitul ăsta. Deci asta este cea mai OP chestie și haideți să vă arăt și de ce. O să dăm barrow, nu vreau să mai filmez, pentru că oricum am filmat destul, dar vreau doar să vă arăt vouă așa. Fiți atenți. Putem să dăm barul la infinit, asta e un, cred că e un bug în joc. Fiți atenți. Poți să dai scanner. Băi, deci chestia asta e pur și simplu bestială. Distrugi tot. Ok, să zicem că vreau aici, da? Nu, stai. Aici. Acum ăștia își pun și ei niște locuri, să răzgândesc, să întorc, vedeți, nu știu ce naiba fac. Dar trebuie să așteptăm după ei. Ok. Fiți atenți aici. Deci asta e pur și simplu bestială, distruge tot. Cu scannerul. Deci pur și simplu afli unde sunt toate. Ți-a apăsat. Bum. Deci uitați-vă cât de OP e chestia asta. Ți-a ceva bănuți, dar pur și simplu deblochezi toată harta. Vedeți? Bum. Și acum eu știu care e asta, vine aici. Am cumpărat pe ăsta. Unu și aia a fost. Vedeți cât de simplu? Dar oricum, nu vă zic să faceți asta, dar vă recomand să vă jucați. Deci mie nu mi-a plăcut jocul, dacă vă place și vouă, vi-l downloadați, o să vă las link în descriere. Totuși trebuie să-l cumpărați de pe Steam, asta e chestia. Nu, mi se pare că nu e foarte scump, dar vă las link și puteți să vă uitați și voi. Oricum, până atunci, sper că v-a plăcut episodul, vă mulțumesc pentru atenția acordată și ne vedem data viitoare. Pa!